Bună seara! Continuăm despre educație. Da, vreau doar să vă amintesc că educația nu se termină odată cu ciclul școlar și că eu cred și bănesc că sunteți de acord, educația durează toată viața. Deci să nu uităm că putem să fim activi și pe parcursul vieții extrașcolare și să fim atenți să învățăm și să ne educăm. Despre mine și despre Cert Invest. Da, o introducere. Am început în anii 90, în 94 am înființat această companie și vreau să vă spun că era o haiducie economică teribilă în țara asta. Nu știu dacă vă puteți imagina cum funcționau atunci lucrurile și mediul de afaceri și regulile în afaceri care erau. Oricum, cred că multă lume gândea atunci că într-o afacere nu există o relație de tip win-win, ci unul trebuie să câștige, celălalt trebuie să piardă. Eu sper că lucrul acesta astăzi nu mai este în mințile antreprenorilor sau a celor care vor să devină oameni de succes. Când am fost rugat să particip la acest eveniment, mi s-a sugerat să vin cu material didactic, dacă se poate, și am venit cu cel mai viu material didactic, cu fiul meu. Rolul nostru este să avem un dialog în fața dumneavoastră și el are o experiență internațională, să zicem, pentru că a locuit la Londra mai mulți ani. Eu am una locală. Deci, din perspectiva aceasta, o să-l rog pe Alexandru să înceapă puțin dialogul despre etică și curaj. O experiență mai scurtă aș adăuga. Și materialul didactic este aproape surpriză pentru tatăl meu, dar credem că asta va crește spontaneitatea dialogului. Un dialog între un partener senior și un partener junior. E drept că eu ajung să înghit în sec puțin mai des decât el, de aceea beau atâta apă unor. Face parte din procesul de educație, evident. Dacă te întrebai. Și vreau să confirm și cele spuse de doamna Talpeș. Chiar avem un brand, că suntem buni studenți matematici, așa că dacă vreți să le exploatați, să știți să plecați cu un avantaj în momentul în care mergeți, în special în mediul academic, în afara României. Recunoașteți cumva tabloul? Școala din Atena, la fel. Corect. Îl avem pe Plato și pe Aristotel în centrul tabloului și este întâmplător coperta Etici Nicomahică, scrisă de Aristotel, care este primul tratat asupra eticii pe care l-avem în istoria noastră. Am vrut să fac această paranteză despre școala Atenei, care era mai populară înainte de creștinism decât în ziua de astăzi. Pentru că Aristotel pune o întrebare foarte importantă. În loc să facă o listă de ce este bine, sau ce este bine, care e ușor de făcut, el întreabă care este binele și cum definim cum definim etica, cum creăm un model sistemic care să definească etica, pentru a avea un rezultat universal. Și este o lectură destul de dificilă. Cred că e o carte pe care o să o înțeleg pe la vreo 60 de ani și o să am răbdare pentru ea. Dar recomand un sumar tuturor. Felicitări! Vreau să fac o mică diferențiere între etică, între etica morală și etica de muncă. Și din nou fac referire la discursul doamnei Talpeș, care spunea că avem foarte mult potențial, dar cred că ce ne lipsește mult este etica de muncă. Și asta se vede în rezultatele finale, din păcate, dar cred că putem să ne îmbunătățim la capitolul respectiv. Vreau să vorbesc puțin despre sistemul financiar, evoluția lui din trecut, prezent și probabil și viitor. Vreau să fac o analogie. Sistemul financiar este ca și uleiul dintr-un motor. În momentul în care nivelul este rezonabil, el funcționează bine.
momentul în care am ulei în sistem, se creează tot felul de produse toxice. Și tot felul de tipuri greșite. S-a trecut în SUA dintr-un sistem de acționariat privat, în care banii partenerilor erau 100% corelați cu valoarea firmei, într-un sistem de acționariat public, care a creat niște incentivuri asimetrice pentru, pentru manager. Cred că putem să facem o referire la criza financiară internațională și da, lipsa de etică pe care au avut-o la un moment dat conducătorii companiilor financiare a avut o contribuție la declanșarea acestei crize și această etică vine și din mandatele pe termen scurt, de care vorbea cineva mai devreme, pentru că ești focusat să obții succesul cu orice preț și faci acele compromisuri care nu trebuie făcute, tocmai din dorința de a avea un succes care să-ți asigure, nu știu, un bonus și probabil o promovare ulterioară. Nu cred că putem spune că suntem în acea situație noi în România, pentru că nu am ajuns la un nivel de dezvoltare economică sau la o cultură comparabilă cu mediul de business american, să spunem. În primul rând, suntem în Europa și Europa are niște reguli și o etică mai strictă, iar în al doilea rând, noi suntem în România și suntem mult mai rămași în urmă și din punct de vedere cultural. Lucru care ne-a servit de data aceasta. Evident că peste câțiva ani, alinierea și echilibrul dintre mediul economic românesc și cel internațional va fi unul mult mai apropiat. Într-adevăr. Nu. Sistemul financiar valorizează și susține business-uri, dar acesta nu se poate face fără o cultură organizațională. Și aici am găsit un citat care m-a marcat mai de mult. Cultura e ceea ce se întâmplă când nu se uită nimeni. Dacă nu mă înșel, este de la CEO Toronto Dominion Bank din Canada. Și cred că este este surprinde foarte bine ceea ce înseamnă ce e cultura organizațională, cum reacționează oamenii în situații de criză, ce se întâmplă în momentul în care nu sunt supravegheați și poate o să rog pe tatăl meu să dea niște exemple sau. Aș parafraza puțin, cultura este ceea ce se întâmplă când șeful este plecat. Deci, cred că fără cultură, fără valori și fără etică, nu există succes, nu există afaceri pe termen lung și nu cred că trebuie să gândim în alți parametri. Nu cred că există, nu știu, o comparație între un sistem etic versus un sistem neetic. Nu ne putem poziționa. Dacă vrem să facem, să fim antreprenori, să facem afaceri, nu putem fi decât etici dacă vrem să avem și succes. Eu nu pot să gândesc în alți parametri. Și evident, am construit CertInvest și alte firme pe lângă CertInvest, plecând de la premiza că scopul nostru nu este să facem bani. Scopul nostru este să creăm afaceri durabile, să avem clienți mulțumiți și să creștem într-un mod natural. Și să existăm și peste foarte mulți ani. Și cred că știți cu toții cât de greu este să crești într-o piață care a fost, ca și cea a fondurilor mutuale în România, zdruncinată destul de puternic, cel puțin de două ori. Noi am trecut peste anul 1996 și după aceea peste anul 2000, cele două mari scandaluri, SAFI și FNI, și suntem astăzi o companie independentă, chiar dacă la un moment dat am făcut parte dintr-un mare grup financiar, dar am reușit, printr-un concurs de împrejurări, să răscumpărăm compania și avem, cum s-ar spune, și experiența de corporație și experiența de antreprenoriat. Și sunt lucruri bune în ambele părți. Evident că, din punctul meu de vedere, balanța înclină în zona de antreprenoriat. Aș vrea doar să vă dau un exemplu, dacă tot am vorbit de anul 1996, când a fost un scandal în ceea ce privește evaluarea activelor la fondurile
deschise de investiții și se punea problema reevaluării lor după o singură normă pentru toată industria. Eu am fost unul dintre partizanii, dintre cei care a generat această nouă regulă, împreună cu alți colegi din piață, și ne-am asumat un risc. Și am avut curaj să ne asumăm riscul de a afișa valori negative pentru unitățile de fond pe care le aveam în administrare. Ce s-a întâmplat, cel puțin în anumite fonduri, toată lumea și-a anunțat prietenii, și-a anunțat familia, știți, o să fie o problemă, răscumpărați-vă banii. Eu sunt unul dintre cei care n-a făcut lucrul acesta. N-a fost ușor. Vă dați seama că toți apropiații, părinții, deci toată familia mi-a reproșat pe loc și a zis: domnule, da, de ce nu ne-ai spus? Dar cum se poate lucrul acesta? Am considerat că așa trebuie să fac și, evident, în timp, relațiile s-au normalizat și toată lumea a înțeles că a fost o decizie corectă. Am vrut să vă dau un exemplu de curaj pe care l-am avut și să știți că nu mi-a fost ușor, nici acum nu mi-e ușor să vorbesc în momentul acela. Un exemplu de curaj etic. Aș vrea să mai menționez că există într-o piață atipică și imaginele sunt de la Revoluție, dar Revoluția este destul de recentă în istoria noastră, dacă ne uităm așa pe un trend secular. Instituțiile nu evoluează destul de repede. Și chiar conceptul de etică, cred, în România se reinventează sau evoluează constant și sperăm că evoluează pozitiv. Vedem și ultimele evenimente de pe piața locală care sperăm să reseteze puțin sistemul de valori. Aș vrea să-ți mai pun o întrebare. Ce înseamnă etica și mă refer ce înseamnă etica în momentul în care insiști pe un lucru pe care tu îl crezi bun pentru clientul tău, dar acesta nu îl este puțin împotriva voinței lui. Bineînțeles că nu trebuie să acționezi decât cu consimțământul lui, în situația noastră cel puțin, dar să discutăm puțin despre criza financiară și clientul care vrea un benchmark care l-ar fi dezavantajat. Ok, da, deci noi n-am făcut repetiții, așa că mă surprinde, m-am gândit pe parcursul întrebării tale că faci referire la acel moment. Da, etica de multe ori are mai multe perspective și, într-adevăr, la un moment dat, unul dintre clienții noștri avea un portofoliu individual administrat care avea ca și benchmark indicele Bursei de Valori din București. În anul 2008, bursa a luat-o în jos, în ton cu celelalte burse și noi am sunat și am zis: știți, ar fi bine să ieșim de pe acțiuni, că urmează o cădere și mai mare și mai mare. Clientul, probabil pentru că era un client străin, a zis: nu, e un contract, ne-am asumat, asta e, mai vedem. Noi am insistat și a doua oară și a treia oară, până la urmă am zis: sigur că da, bine, dacă voi spuneți, faceți cum credeți că e mai bine. Și după un an de zile la aniversare, într-adevăr, bursa românească scăzuse cu 70%, iar clientul avea minus 10-12% în portofoliu. Vă dați seama că a fost un client fericit, chiar dacă a pierdut bani. Dar etica lui era să se țină de contract. El avea un contract cu noi, era, mă rog, un român stabilit în Elveția de foarte mulți ani și probabil că avea în minte regula contractului, dacă am făcut. Iar noi, antreprenorii, am zis: hai să facem ceva pentru clientul nostru. Nu putem sta așa ca să vedem cum își pierde banii și, evident, nu încălcam nicio regulă dacă nu aveam această atitudine. Bun. Trecem la greșeli puțin. Noi încurajăm greșelile, pentru că greșelile, bineînțeles, nu în mod repetat, dar a face greșeli este uman și a face greșeli înseamnă că te asumi niște responsabilități și dacă le menții într-un anumit parametri, înseamnă că ai făcut ce trebuie și ai avut curaj. Prin greșeli se inovează. De exemplu, Edison a fost citat spunând că dacă nu găsesc rezolvarea unei probleme în 1000 de încercări, înseamnă că am epuizat o grămadă de variante false, deci sunt mult mai aproape de adevăr.
Noi ne permitem să greșim chiar atât, dar credem că este important să ai o cultură în care lumea mai greșește din când în când, își asumă greșeala, le rezolvăm ușor și mergem mai departe. Da, aș comenta puțin. Să nu credeți că încurajăm greșelile și toată lumea încearcă să greșească cât mai mult, nu? Deci, încurajăm oamenii să fie responsabili, să își asume acțiuni, activități și chiar dacă greșesc, învățăm din greșeli. Pentru că nu poți să fii un om de succes fără să ai și tu un șir de insuccese la activ. Nu se poate. Ar fi o mare excepție. Deci, greșelile sunt bune pentru că sunt o lecție pe care o învățăm foarte bine și cu siguranță a doua oară nu mai facem acele greșeli. Dar nu trebuie să fie un exces. Absolut. Și cred că greșelile încurajează inovația până la urmă. Pentru că inovația înseamnă o serie de prototipuri până se ajunge la produsul final. Și dezvoltă curajul de care iarăși trebuie să vorbim. Este foarte important să ai curaj să mergi mai departe, să o iei de la capăt după orice greșeală mare pe care ai făcut-o, pentru că există viață după orice greșeală. Lucrurile merg mai departe și chiar se poate construi uneori având la bază ce ai învățat dintr-un eșec. Și când inovezi, lumea te vede uneori puțin ciudat, pentru că nu se înțelege inovația întotdeauna din prima. E Alexandru când era mic. Și poate, nu știu, spui niște cuvinte despre fondul de artă sau alte inovații pe care CertInvest le-a adus. Da, noi fiind antreprenori în servicii financiare, unde de regulă grupurile financiare mari fac legea, nu avem decât o singură șansă, să fim creativi, să fim inovativi și să venim cu produse noi, greu de copiat și să livrăm performanță. Și atunci am încercat de fiecare dată să lansăm produse noi, să fim primii în piață. Suntem pionieri în ceea ce privește multe tipuri de fonduri din România și pentru că suntem vechi în această piață. Am făcut primul fond de tip monetar, primul fond de obligațiuni din România, primul fond de indice. După care am explorat și zona de investiții alternative. Avem un fond de investiții în artă, avem un unic fond care a făcut plasamente în energie alternativă și avem în continuare multe proiecte. Nu știu dacă consumăm timp cu ele, dar suntem obligați să rămânem pionieri, să fim dinamici în această piață, lucru care, până la urmă, aduce beneficii întregii piețe. Pentru că putem fi copiați la un moment dat sau putem să generăm o dinamică și o dorință de produse noi și la grupurile financiare mari, care sunt mult mai groaie și pe care le înțeleg. Dacă aș sta și eu pe banii lor, poate n-am fi așa de motivați să facem ceva. Și să generăm un precedent cu autoritățile de reglementare, care este un impediment în serviciile financiare. Fiind inovatori, trebuie să ne grăbim puțin. Fiind inovatori, trebuie să navigăm suntem echipați să navigăm în teritorii incerte. Și cred că trăim într-o lume foarte incertă prin prisma complexului macroeconomic pe care le experimentăm astăzi. Există politici monetare experimentative din Europa, tocmai se încheie politicile monetare experimentative din SUA. Deci sunt ape în care generațiile de asset manageri active nu au mai fost momentan și retragerea acestui stimul economic din economie este nu este ușor de interpretat. De fapt, cred că e vorba de impactul major al noilor tehnologii, inclusiv în serviciile financiare și de faptul că serviciile financiare peste 10 ani vor arăta foarte diferit față de cele pe care te-am obișnuit să le avem astăzi. Și aici probabil că un exemplu ar putea fi intrarea
operatorilor de telefonie mobilă în zona serviciilor financiare care pot să aibă o cotă importantă de piață sau chiar a producătorilor de telefoane. Asta va duce și la apariția de produse noi și va duce și la o schimbare în comportamentul nostru care ne va afecta puternic cultura și obiceiurile și modul de viață. Da, și revin puțin aici la portfolio management și la poziționarea în piață. Trebuie, în momentul în care se schimbă regimul din piață, trebuie să fim pregătiți uneori să notăm împotriva curentului, ceea ce nu e întotdeauna ușor, dar este esențial pentru a fi poziționați pentru fi poziționați bine pentru viitor. În final, vreau să-i dau cuvântul din nou tatălui meu să vorbească despre curajul de susținere și încredere. Și îl avem aici pe slide pe Alex Găvan, care este susținut și de TotalSoft. Și de Cert Invest. Și de Cert Invest. Și de Intercapital Invest. Da. Poate spui câteva cuvinte despre expediția lui. Da, Alex Găvan este un apropiat, un prieten al nostru și are un proiect foarte interesant. Vrea să urce pe cei 14-8 miliarde ai lumii. A reușit 6 escaladări de succes fără oxigen. Și ne-a plăcut acest proiect pentru că este unul de durată și este unul care înseamnă o gestiune a riscului mult mai evidentă decât ceea ce facem noi în activitatea noastră. Pentru că este vorba despre viață și moarte. Trebuie să aibă grijă să cucerească muntele și să ajungă și viu și nemătămat înapoi. Asta este, să zicem, foarte pe scurt, sinergia dintre cele două activități. Eu aș vrea să mai punctez așa din exemplele mele personale, care nu sunt neapărat vesele, dar care vreau să vă dea curaj. Etica și curajul clar sunt obligatorii în afaceri. Fără etică, așa cum am spus, nu există succes. Curajul, de asemenea, mai ales pentru că operăm în mediul economic din România. În România lucrurile se fac mult mai greu, din păcate, decât în alte țări și este nevoie de mult mai mult curaj. Dar cred că aveți curaj. Ne-au plăcut foarte mult întrebările pe care le-ați spus și există mult potențial, cred că, în această sală. Aș vrea să mai dau un exemplu de etică, de valori pe care l-am realizat în companie și sunt sigur că sunt multe alte companii. De exemplu, noi avem un nucleu vechi, nu știu, sunt oameni care lucrează deja de 19 ani în companie, alții de peste 10 ani. Și atunci când facem noi angajări, nu trebuie să fim atenți la nivel de top management dacă noul venit este sau nu este aliniat cu valorile pe care le avem. Pentru că este colectivul cel care decide. Asta înseamnă că deja cultura este trăită, este parte din viața colegilor. Și acesta este un lucru fundamental în activitatea unei companii. Așa cum spuneam, când șeful e acolo, lucrurile se meargă bine în continuare. Și lucrul acesta, dacă l-ați reușit, cu siguranță veți avea succes. Pe de altă parte, atunci când sunt de luat decizii radicale, ferme, dure, vă încurajez să faceți lucrul acesta. Pentru că trecând peste, nu știu, momentul acela greu, valorile rămân și vor guverna în continuare relația cu persoana respectivă. Vă dau exemplu concret. Într-o zi, acum foarte mulți ani, am concediat directorul general de azi pe mâine. Am avut o înțelegere pe care el n-a mai respectat-o și vă dați seama, pentru mine a fost foarte greu să fac lucrul acesta, am făcut-o. Iar după o perioadă de timp m-a căutat și mi-a spus că a înțeles perfect, că am avut dreptate și relația noastră a rămas în continuare una foarte civilizată. Deci, cred că vă trebuie curaj să faceți, sau mie mi-a trebuit curaj să fac lucrul acesta, dar pentru că a fost până la urmă un gest etic, am păstrat o relație cu
persoana pe care, în mod brutal, nu mă caracterizează, am concediat-o. Deci, aveți curaj. Vă mulțumesc! Mulțumim!